Doina Niță, psiholog la Agenția Națională Antidrog. Sunt ofițerul de implementare al acestui proiect pentru România. Lucrez la Agenția Națională Antidrog din 2003, încă de la înființare, iar din 2009 lucrez în mod special pe proiecte finanțate de către Uniunea Europeană. Rolul meu în acest proiect este de a implementa în condiții cât mai bune activitățile principale ale proiectului, astfel încât să ne atingem obiectivele propuse. Obiectivele proiectului pentru România sunt să selectăm din România 10 orașe care vor fi implicate în acest proiect, pe baza nevoilor identificate anterior. Următorul obiectiv este de a organiza o sesiune de formare cu specialiștii din cele 10 orașe, în special cu asistenții sociali, cu consilieri școlari, cu persoane care lucrează cu copii, cu delincvenți juvenili. Următorul obiectiv pe care ni-l propunem în cadrul proiectului este de a realiza un ghid. Acest ghid se va realiza pe baza experienței acumulate în cadrul implementării proiectului, iar ulterior ghidurile vor fi diseminate tuturor celor interesați să lucreze alături de noi în campaniile de prevenire ale consumului de droguri în rândul adolescenților. Ultimul obiectiv al acestui proiect este de a disemina informațiile obținute în cadrul unei conferințe finale la sfârșitul proiectului.